găsit, dragii mei! Sunt Manuela Hrăbor și mă bucur să fim din nou împreună, pentru că au mai rămas 12 zile până la Marea Sărbătoare a Creștinilor, Învierea Domnului. Am ales să vă citesc în următoarele zile din Sfânta Lumină, minunea din Sâmbăta Mare de la mormântul lui Iisus Hristos, scrisă de Haralambie Scarlachidis. Ceremonia pogorârii Sfintei Lumini a constituit și continuă să constituie până astăzi un eveniment religios de maximă importanță a Bisericii Ortodoxe a Răsăritului. Până în prima jumătate a secolului al XIII-lea, lumea creștină în unanimitate sărbătorea minunea și accepta validitatea ei. În ciuda schismei din 1054, care a scindat trupul bisericii, Biserica Apuseană a continuat să accepte autenticitatea minunii și reprezentanții ei participau la ceremonie în mod oficial. Însă în anul 1238, Papa Grigorie al IX-lea, pe neașteptate și fără să precizeze vreun motiv deosebit, a hotărât printr-un act oficial să respingă autenticitatea minunii și să interzică participarea clericilor latini la ea. De atunci, ceremonia se păstrează în mod exclusiv în sânul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. În esență, Biserica Latină s-a depărtat de o minune și de o ceremonie la care clericii latini nu au deținut niciodată rolul principal. Capul ceremoniei, din anii cei mai îndepărtați, a fost episcopul, mai departe patriarhul grec al Ierusalimului, iar limba care se folosea a fost în mod exclusiv elena. În decursul îndelungatei perioade în care se menționează istoricește minunea pogorârii Sfintei Lumini, modul în care se săvârșește minunea a suferit o schimbare de mare importanță, care se leagă de prezența sau nu a patriarhului în interiorul Sfântului Mormânt. De la sfârșitul secolului al XV-lea până în zilele noastre, ceremonia se desfășoară astfel. Patriarhul grec intră singur în interiorul Sfântului Mormânt, unde, în genunchi, se adresează lui Hristos cu o rugăciune rânduită pentru pogorârea Sfintei Lumini. Cu 1000 de ani în urmă, ceremonia era însă diferită. Conform izvoarelor scrise, din secolul al IX-lea până la sfârșitul secolului al XV-lea, în momentul pogorârii Sfintei Lumini din cer, nu se afla nimeni în interiorul mormântului. După sigilarea mormântului cu ceară de albine, în amintirea sigilării mormântului de către garda romană, patriarhul rămânea afară, lângă intrare, de unde se ruga. Cea mai veche mărturisire scrisă despre acest mod concret este din jurul anului 920, mărturia lui Areta. Și toate mărturiile următoare, până în anul 1480, adeveresc exact același mod de ceremonie. Adică vreme de aproape 6 secole, în clipa în care se săvârșea minunea, aceea a aprinderii candelei în interiorul mormântului, nu se afla nimeni înăuntru. Când Sfânta Lumină pogora din cer, se puteau vedea îndată strălucirile alb-albăstrui care se răspândeau peste tot. Și în aceeași clipă se aprindea candela neadormită și se lumina interiorul mormântului. Această lumină, așa cum se arată în mărturii, se vedea îndată printre zăbrelele metalice care existau la intrarea mormântului. Mormântul, aflat complet în întuneric și gol, se lumina deodată nu numai de la flacăra candelei, ci și de la lumina care izvora din însăși piatra mormântului. Atunci guvernatorul musulman al cetății, cel care avea cheile mormântului, descuia ca să intre patriarhul. Acesta aprindea de la candele lumânările ce le ținea în mâini, după care ieșea și împărțea credincioșilor lumina. De multe ori intra în mormânt nu numai patriarhul, ci și emirul, adică guvernatorul musulman al Ierusalimului. Această ceremonie s-a săvârșit vreme de aproape 6 secole neîntrerupt și nu a lăsat loc pentru niciun fel de îndoială
referitoare la validitatea minunii. Pentru aceasta și locuitorii musulmani ai cetății, nu numai că participau la ceremonie, dar și luau lumina și o duceau la casele și la geamiile lor. Sper că v-a fost de folos această lectură. Vom continua și săptămâna viitoare să citim din această carte. Vă îmbrățișez cu toată dragostea!